Puțin după ora 21, la 112 s-a dat alarma. Apelul anunța că un accident soldat cu 10 de victime s-a produs pe DN2A în apropiere de Hârșova. Un autocar care se îndrepta spre Ucraina și în care se aflau zeci de persoane se răsturnase în afara carosabilului. Se auzeau strigăte de ajutor, iar pasagerii se evacuau prin parbrizul făcut țândări. Mai multe persoane rămăseseră blocate în interior. Accidentul ar fi fost cauzat de explozia cauciucului unui autocar care transporta aproximativ 80 de persoane. Șoferul ar fi pierdut controlul direcției, iar autocarul s-ar fi răsturnat. Autoritățile au activat imediat planul roșu de intervenție. Peste 45 de pompieri cu mai multe autospeciale de descarcerare, de transport victime multiple și echipaje medicale cu 6 ambulanțe au fost trimiși la locul accidentului. În sprijin au venit și salvatori din Ialomița și Călăraș. Au fost alocate la fața locului 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 4 ambulanțe smurt, 2 autospeciale de descarcerare, 2 autospeciale de transport personal și victime multiple, precum și 6 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. 7 persoane au ajuns la urgența Spitalului Județean, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Printre victime s-au aflat 2 copii și o femeie însărcinată. Medicii au intrat și ei în alertă. Din fericire, nicio persoană nu prezenta răni sau traumatisme care să le pună viața în pericol. Echipele de gardă i-au preluat imediat, au fost evaluați toți, li s-au efectuat toate investigațiile necesare. Niciuna dintre aceste persoane nu a necesitat internare. Toți ceilalți pasageri teferi au fost găzduiți de primăria Hârșova până când au fost preluați de alt autocar care să-i ducă în Ucraina. La miezul nopții, planul roșu a fost dezactivat.